genul programului divertisment. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Este 12 octombrie, final de săptămână și desigur că ne-ați surprins cu un și mai mare zâmbet pe buze. Bună dimineața, Alisa! Bună dimineața, Gabi! Repede vreau să știu, așa că-s curioasă, ce spun meteorologii, pentru că a venit weekendul mult așteptat. Așa este, avem vreme frumoasă, parcă este primăvară. Ei, și de mâine dormim un pic mai mult, nu? Așa este. Da, nu că ne-ar fi somn acum. Astrele ne spun de bine? Ne spun de bine. Ne revedem cu prieteni mai vechi, alții preferă să petreacă timpul în singurătate. Este de bine, așa, dar trebuie să începem emisiunea într-o atmosferă cât mai entuziastă și cu zâmbetul pe buze și facem și un rezumat al datelor istorice ce s-au petrecut de-a lungul celor 2018 ani. O să încep cu anul 1449, când la data de 12 octombrie a avut loc bătălia de la Tămășeni pe Siret cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara. Bogdan al II-lea devine domn al Moldovei. În anul 1492, la 12 octombrie, Cristofor Columb a acostat în insulele Bahamas, crezând că a ajuns în Asia de Est și ne realizând că a ajuns în apropierea coastelor Americii. Mergem mai departe, 12 octombrie 1808, Napoleon I și Alexandru I semnează convenția prin care Rusia anexează Moldova și Țara Românească. În anul 1810 are loc primul festival Oktoberfest. Cetățenii din München au fost invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei prințului Ludovic I al Bavariei. Pe 12 octombrie 1823, un scoțian a pus în vânzare primele pelerine de ploaie. La 12 octombrie 1872 are loc un decret imperial privind înființarea Universității din Cluj cu 4 facultăți: filosofie și litere, matematică și științele naturii, drept și medicină. La 12 octombrie 1931, în Rio de Janeiro, în Brazilia, se inaugurează statuia lui Hristos Mântuitorul, care are 30 de metri înălțime, fără a se include soclul, care are 3-8 metri. Lățimea între braț este de 28 de metri și are o greutate de 635 de tone și este situată pe vârful muntelui Corcovado, la o altitudine de 700 de metri. În anul 1944, municipiul Oradea a fost eliberat de către unități militare românești și sovietice de sub ocupația maghiară fascistă. Este de asemenea și ziua orașului Oradea. 12 octombrie 1946 a fost înființat Institutul Endocrinologic Parhon din București. În anul 1964, la 12 octombrie, sovieticii au lansat în spațiu prima navă spațială capabilă să transporte 3 persoane pe orbita Pământului. Și încheiem cu data de anul 1968, 12 octombrie, când se deschide cea de-a 19-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară din Mexico, unde România a obținut 15 medalii. Așadar, să vedem și care sunt personalitățile care au marcat data de 12 octombrie. La 12 octombrie 1894, la Sinaia s-a născut regina Elisabeta a Greciei, născută în familia regală a României. A fost fiica cea mai mare a reginei Maria și a regelui Ferdinand. Cel de-al doilea copil al cuplului regal era, după mărturisirile epocii, una dintre cele mai ciudate prințese din regatul român. Fire sensibilă și capricioasă, extrem de cultivată, principesa Elisabeta a rămas în amintirea contemporanilor săi ca o adevărată enigmă. La 12 octombrie 1935, la Modena s-a născut Luciano Pavarotti. A fost un celebru tenor al secolului 20, legenda muzicii de operă. Pavarotti a fost singurul cântăreț de operă care a vândut mai mult de 100 de milioane de înregistrări. Luciano Pavarotti a susținut ultimul său concert în februarie 2006 la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Torino, când a interpretat aria Nessun Dorma. Din cauza condiției sale fizice precare cauzate de cancerul care îl măcina, ar fi fost prea periculos pentru el să riște o prestație
live în fața unei audiențe globale, așa că aceasta a fost prima și ultima dată în cariera sa când marele tenor a făcut playback. Am revenit și Alisa este pregătită să dea citire epigramei realizate de domnul Constantin Mândruță. Despre ce a scris astăzi domnul Mândruță? Este dedicată zilei de 14 octombrie, când sărbătorim Sfânta Parascheva, duminică. E toamna zilei ei și nașterea e lumină și crucea e doar una și este și a mea și eu dezbrac din mine, cu tine e o stea și preasfânta Fecioară nu ne va fi străină. Destul e duhul păcii și inima senină. Fii paraschiv doar astăzi și te voi îndruma. Să ai adevăr de viață și ce-ți poți asuma, o, sfântă paraschiva, tu toate le alină. Că vin atâtea toate în schimb de interes, de parcă mi se întoarce pe dos oricare fes. Și sfânta mea în suflet mi-ești Moldova și știu adăugat cât pot să fiu la viu, cât de curată, limpede e slova și amândoi iubind, mai pot să scriu. Pam, pam, foarte frumos! Ce spun meteorologii? Pentru că, sigur, așteaptă telespectatorii, poate unii dintre ei, așteaptă să le spunem datele meteo ca mai apoi să plece către serviciu. Așa este. Astăzi avem o temperatură maximă de 22 de grade Celsius. Cerul este în mare parte senin, însă se vor simți adierile vântului. La fel avem și un weekend. Sâmbătă maxima este de 21 de grade Celsius și duminică, însă avem câteva modificări. Minima nopții scade până la 5 grade Celsius în weekend. Am înțeles. Cam trist cu minima nopții. Așa este. Dar să sperăm că va fi frumos afară și asta e cel mai important. Urmează revista presei. Așadar, deschidem revista presei din această dimineață cu cotidianul Curierul Zilei, care pe prima pagină ne atrage atenția către un primar condamnat anul trecut de DNA Pitești. L-a trimis în judecată pe Cornel Berevoianu, fost primar al comunei Nucșoara, pentru fapte de corupție. Edilul, împreună cu un referent superior din cadrul primăriei comunei Nucșoara și alți doi bărbați, au fost condamnați ieri de Tribunalul Argeș. Potrivit rechizitorului, timp de 3 ani, inculpații au obținut fonduri ilegale de la APIA. Mai multe detalii despre acest subiect aveți în pagina a 3-a. Mergem mai departe și aflăm că a fost prins la o partidă de vânătoare un italian și a fost acuzat de braconaj. Aflat în vizită la un prieten din România, un cetățean italian s-a ales cu dosar penal. Acesta a mers la o partidă de vânătoare, deși nu avea dreptul, este acum cercetat pentru braconaj și deținerea fără drept a unei arme de vânătoare. Va trebui să răspundă pentru fapta sa potrivit legislației din țara noastră, chiar dacă venise ca simplu turist. Aveți detalii în pagina 12-a. Mai aflați despre cazul violată la majorat. Au ajuns în arest după ce au contestat decizia. Cei doi tineri de 17 și respectiv 18 ani au ajuns în arest fiind acuzați de viol. Tinerii se aflau în arest la domiciliu, însă au contestat decizia care li s-a părut probabil prea dură. Au primit mandate pentru câte 30 de zile. Aceștia sunt acuzați că timp de o noapte au forțat o tânără pe care înainte au bătut-o și să întrețină relații sexuale. Unul dintre inculpați tocmai își sărbătorea majoratul, victima numărându-se printre invitați. Aveți detalii în pagina a 3-a. Mai citiți despre faptul că Andrei Tase cântă alături de tatăl său și aveți detalii în pagina a 7-a și despre un accident de muncă. O femeie a căzut de la înălțime. Accidentul de muncă s-a petrecut ieri în curtea unei societăți din Pitești. O femeie dirigentă de șantier a căzut de la aproximativ 3 metri înălțime printre niște panouri de tip sandwich. Aveți detalii în pagina a 12-a. Mergem și noi mai departe și în pagina a 2-a aflăm că a scăzut rata inflației. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației în luna septembrie a scăzut ușor la 5,03% de la 5,1%. Date ce s-au înregistrat în luna august. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,55%, cele alimentare cu 4,44%, în timp ce serviciile au înregistrat un avans de 2,54%. Mai multe detalii aveți în pagina a 2-a. Mai aflăm de aici, tot de aici, că începe furnizarea căldurii.
Termocalor Conforte se anunță că vineri, 12 octombrie 2018, începând cu orele 10, va începe furnizarea agentului termic pentru încălzirea locuințelor în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Furnizarea agentului termic pentru încălzire se va face în regim continuu. Dispecerul Termocalor Confort și echipele de intervenție acționează în regim permanent pentru soluționarea tuturor problemelor în raport cu furnizarea agentului termic. Mergem mai departe și aflăm că un ordin al Ministerului Transportului a generat haos în țară. Transportatorii au încetat ieri activitatea. Transportatorii de persoane au încetat ieri pentru câteva ore efectuarea curselor regulate între județe și în interiorul acestora. Aceștia sunt nemulțumiți de proiectul de ordin al Ministerului Transporturilor pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind aplicarea, prevenirea referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere, care nu va fi retras. Detalii aveți în pagina a doua. Și mai aflați tot de aici că 1,75 de miliarde de euro au fost atrași în țara noastră din euroobligațiuni. Ministerul Finanțelor Publice a atras în 4 octombrie de pe piețele financiare internaționale 1,75 miliarde de euro printr-o emisiune de euroobligațiuni în două serii, din care 1,15 milioane de euro cu maturitate de 10 ani lung și cu o dobândă de 2,87%. Aveți mai multe detalii despre acest subiect în pagina a doua. Mergem și noi mai departe și ajungem la pagina a șaptea, unde aflăm că avem lansare de carte la Curtea de Argeș. Scriitorul Constantin Istrate din Curtea de Argeș va lansa la bibliotecă romanul de dragoste intitulat Iarna iubirii noastre. Personajele vă vor capta atenția încă de la primele rânduri prin felul lor de a vorbi și de a se manifesta, dar și prin întâmplările pe care autorul le-a povestit cu mare maestrie în cartea sa. Așadar, tot din pagina 7 aflăm că avem Festivalul Național de Muzică Folk Trivale Fest. Primăria Municipiului Pitești și Consiliul Local organizează prin Centrul Cultural Pitești cea de-a patra ediție a Festivalului Național de Muzică Folk Trivale Fest, sâmbătă 20 octombrie, începând cu orele 18 în sala de concerte a Filarmonicii Pitești. Și mai citiți aici că tată de profesie, el vine la cinema București la finalul acestei săptămâni. Cinematograful București din Pitești vă propune două filme deosebite. Astfel, sâmbătă 13 octombrie, de la ora 18 va fi difuzat la Cinematograful București filmul Tată de profesie. Mai aflăm despre Fuego, că pleacă în turneu în țară și în Moldova, colindător la porțile cerului la Pitești. Interpretul Fuego va susține pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Pitești un concert de zile mari care face parte din turneul eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, spiritului românesc și valorilor autentice, intitulat Colindător la porțile cerului. Detalii aveți în pagina a șaptea. Mergem mai departe și avem cotidianul Argeșul, care pe prima pagină ne aducem prin plan provocările noului an universitar. Spun colegii noștri, considerăm că învățământul este un domeniu strategic și avem responsabilitatea de a-l prioritiza ca subiect. Astfel, în emisiunea Subiect de Presă de ieri de la Antena 1 Pitești, realizatorii Cristina Munteanu și Mihai Golescu l-au invitat pe Dumitru Chirleșan, rectorul Universității din Pitești, să vorbească despre provocările noului an universitar. Aveți detalii în pagina a treia, de altfel un amplu reportaj. Mai citim despre faptul că avioane americane sunt căutate în Argeș. Specialiști români și americani fac cercetări în câteva locuri din țara noastră în care se presupune că s-au prăbușit 6 aeronave militare aparținând armatei SUA în timpul celui de-al doilea război mondial. Aveți detalii în pagina a doua și atenție maximă pentru că se ridică mașini. Poliția locală îi notifică pe proprietarii de mașini
mașini abandonate pe domeniul public din Pitești cu privire la obligativitatea mutării acestora. În caz contrar, vehiculele vor fi ridicate de administrația locală. Și mai citiți în paginile a 6 și a 7, proiectul colegilor noștri de la Cotidianul Argeșul, satul argeșan față în față cu viitorul european, care este o temă care trebuie să ne dea tuturor de gândit și mai ales un impuls pentru acțiune. Ei bine, astăzi colegii noștri vă prezintă Comuna Moșoaia. Noi punem punct revistei presei din această dimineață pentru că Alisa ne-a pregătit datele astrale. Berbec. Există zile în care simți că nu ai energie să faci nimic, cum este și cazul zilei de azi. Pe de altă parte, imaginația este prezentă și te poate ajuta să ieși din monotonia zilei, iar productivitatea va apărea. Taur. Astăzi acorzi mult timp rațiunii, evaluărilor, analizei. Firea ta analitică este mai angajată decât în mod normal în activitățile obișnuite. Modul în care gestionezi problemele atrage atenția unei persoane. Gemeni. Încep să acorzi o cu totul altă semnificație termenului de inovație. Încep să analizezi din ce în ce mai mult fiecare idee pe care o ai, iar forma finală pe care o prezinți este acceptată rapid de ceilalți. Rac. Te concentrezi asupra propriei persoane. Petreci mult timp analizându-ți acțiunile, deciziile, reacțiile, cât și sentimentele. Vrei să te cunoști mai bine, iar ziua de astăzi reprezintă un prim pas în această direcție. Leu. Există puține probleme pe care nu le poți rezolva, iar astăzi te întâlnești tocmai cu o astfel de problemă. Încearcă să renunți la orgoliu și să ceri sfaturi, iar lucrurile vor decurge mult mai lin. Fecioară. Reiei legătura cu un vechi prieten. Îți dai seama că este ridicol să spui că îți pasă de cineva, deși nu faci niciodată efortul de a-i scrie un mesaj sau de a telefona pentru a vedea cum se mai simte. Balanță. În ciuda faptului că îți dorești să rezolvi toate lucrurile astăzi, lipsa de odihnă din ultima vreme îți spune cuvântul. Ai suficient timp de muncă, nu uita că ar trebui să acorzi importanță și vieții personale. Scorpion. Dacă vrei să fii auzit, inițial trebuie să vorbești. Fie că este vorba de o idee de afaceri sau de o declarație de dragoste, discută despre lucrurile pe care le ai în minte, iar rezultatul o să fie surprinzător. Săgetător. Ești pe punctul de a obține câștigul pentru care ai muncit atât de mult în ultima vreme, așa că nu renunța tocmai acum. În ciuda oboselii, reușești să-ți îndrepți atenția către responsabilități. Capricorn. Vei fi nevoit să iei niște decizii importante astăzi, însă acest lucru nu se potrivește prea bine cu impulsivitatea specifică. Încearcă să analizezi foarte bine toate aspectele înainte să iei o decizie. Vărsător. Rezultatele încep să apară la locul de muncă, astfel că starea ta de spirit revine la normal. Renunți la seriozitatea care te-a definit în ultimele zile și reîncep să te bucuri de energia pozitivă specifică. Pești. Astăzi este momentul să acționezi. Ai o inițiativă pe care ar fi bine să o pui în aplicare, căci acum este momentul perfect pentru astfel de acțiuni. De asemenea, ascultă de părerile celor din jur. Noi luăm o scurtă pauză publicitară, însă rămâneți cu noi pentru că urmează Prietena Matinală. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le ofertă Ariel 10 kg diverse sortimente la doar 69,50 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. Hotel Star în Budeasa, un reper al resorturilor de 4 stele. Bucurați-vă de evenimentele private alături de prieteni. Sală cu 500 de locuri. Fine dining.
candy bar, fruit bar, profesioniști în evenimente, hotel Star, nuntă sau botez de 4 stele. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fii steț! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le ofertă Ariel 10 kg diverse sortimente la doar 69,50 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Să nu fii. Instalează-ți detectoare de gaz și incendiu. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România. Evenimentele apar și dispar. Acțiuni și reacțiuni. Se schimbă mentalități. Lumea se schimbă. Noi, echipa de la Observator Antena 1 Pitești, suntem aici. Sunt Cristina Munteanu și de 22 de ani sunt mereu cu tine. Am revenit și avem prieteni la matinal. Suntem foarte prețioși astăzi pentru că alături de mine este domnul Mihai din Vale, actor, face parte din generația marilor actori, sau Mișu din Vale. Bună dimineața, bine ați venit! Să rămână, bună dimineața! Și Mișu și Mihai. Am avut o perioadă la Teatru Mic, când, mă rog, o generație mai apropiată, adică puțin mai mică, dar mai apropiată de mine, mă alintau cu tata Mișu. Da. Așa că, trebuie să spunem telespectatorilor că sunt așteptați duminică, 14 octombrie, la teatru, începând cu ora 19, pentru care loc se joacă premiera Romanțioși. Păi ce să vă spun, n-aș vrea să povestesc spectacolul, oricum e vorba de un autor super cunoscut, Edmond Rostand, mai cunoscut pentru Cyrano de Bergerac, unul din celebrele personaje din istoria dramaturgiei, cel cu nasul mare și ca un scriitor la perioadei romantice. Piesa este o poveste de dragoste romantică împănată cu multe situații comice. Am avut șansa ca managerul teatrului să accepte viziunea regizorală a lui Vlad Cristache și acest spectacol este slujit de o trupă de actori tineri extraordinar de bună, începând cu Ștefan Mihai, cu, acum îmi scapă numele de masculat de dimineață, este îngrozitor, Blanca Dova. Ei sunt cuplu de artiști tineri care sunt personajele principale acestei piețe. Petrișor Sam, actorul de la Pitești, pe care îl cunoașteți, și cu mine sunt cuplu de bătrâni, și mai există
Andrei Runcanu, maestru de ceremonie al spectacolelor de teatru care le face și le concepte în acest teatru, deci teatru în teatru, pentru a nebuni povestea de dragoste a celor două personaje. Și de asemenea mai există în spectacol și Gogu, pe care noi așa îmi place să le spună Gogu, nici nu mă interesează al doilea nume. Da, Vlad Cristache a făcut un spectacol spumos, frumos, elegant, a beneficiat și de o scenografie excepțională a două fete tinere, Tecla și cu Niculae, două fete extraordinare, extraordinar de talentate și, în general, dacă vă uitați la distribuție, toată distribuția este extrem de tânără, extrem de vioaie, extrem de capabilă, iar cele două fete cu care eu colaborez pentru prima dată m-au vrăjit pentru rafinamentul, eleganța, profunzimea și subțirimea lucrurilor pe care le-au făcut pentru a încadra într-un spațiu frumos povestea romanțioșilor. Cum ați ajuns să colaborați cu unul dintre cei mai tineri regizori pe care i-a are România? Pe vremuri când mai eram, nu ieșisem încă la pensie și mai conduceam oarecum destinele teatrului mic, Vlad Cristache debutase la Teatru de Comedie, l-am văzut și imediat l-am adus la Teatru de Comedie, unde a pus două spectacole între noi, probabil că s-a instalat un feeling, după ce el m-a invitat la Excelsior să fac History Boys. Și iată că acum mă invit aici la Pitești să fac un bătrânel tată care să-i răspundă lui imaginației lui și plăcerii lui de a face spectacol. Este unul din cei mai valoroși tineri regizori. Chiar de curând la Oradea a primit un premiu pentru cel mai bun spectacol, iar artista a luat tot premiul de interpretare. Jucați rolul unui părinte în piesă. V-a venit mănușă? Nu știu dacă acest rol, având în vedere mănușă. Bine, eu sunt părinte de la 20 de ani, ceea ce este un șoc pentru lumea teatrală. Da. Și am fost obișnuit cu dialogul pe care l-ai cu tânărea generație, deși între mine la 20 de ani și fetele mele distanța nu era atât de mare, dar întotdeauna este un conflict al generațiilor și de aici e frumos. Dar m-am simțit bine, n-aș putea spune mănușă, pentru că și autorul are diferite poziții vis-a-vis de această întâmplare, dar rolul îmi place extraordinar de mult și mi-a făcut plăcere să mă joc cu cei doi copii care sunt extraordinari. Credeți că un actor poate deveni personajul și dacă da, ce mai rămâne din el ca om, dincolo de scenă? Dacă nu, cât de autentică este asumarea personajului? Păi este asumarea personajului, toată lumea o încearcă. Nu mai vedeți că dacă te transformi cu tot un personaj, deja o iei razna. Și atunci alții au făcut o teorie, cum a fost, apropo de detașarea față de personaj. Deci nu prea e bine să te duci întru totul, dar idealul pe care toți actorii îl caută este să se transforme cât poate mai mult în datele personajului, în problematica lui, în psihologia lui, însă detașarea trebuie să existe, pentru că altfel o era. Sunteți un actor, complex. Ați jucat foarte multe roluri. Ați jucat în Timofei, în Balul Absolvenților, Vreți să jucați cu noi, cu cărțile pe față și așa mai departe. Sunt asta a foarte fost multe. Perioada de debut. Da. Am început cu perioada de debut. Da. Care dintre roluri vi s-au părut mai grele sau mai complexe? Poate nu știu eu să le definez foarte bine, nefiind actor de profesie. Nu pot să spun, uite, ultimul rol important pe care l-am jucat a fost în Fortuna. A fost un rol extrem de complex și de greu și de dus și lung și cu o problematică dincolo de psihologia personajului, cu multă filozofie, cu multă gândire. Deci te poți întâlni în permanență. Până la urmă și un rol cât de mic îți creează probleme, pentru că are o tipologie, cu siguranță are biografie, are un rost în desfășurarea acțiunii și în povestea dramatică. Deci nu, personajele nu pot fi mari sau mici. Toate îți creează probleme și toate te obligă la studiu.
la sediu foarte serios. Sigur că contează foarte mult și viziunea regizorului, care te poate ajuta și te ajută în realizarea unui personaj. Dar totul e numai prin muncă și la care se mai adaugă cu vremea, evident, și experiența umană. Îmbogățește mult. Sunteți una din personalitățile ce fac parte din istoria teatrului mic. Cum a fost aceasta pentru actorul Mihai din Vale, dar și pentru directorul Mihai din Vale? Cum a fost experiența? Așa, n-am gândit că am făcut 40 și ceva de ani de teatru. Am avut perioada cea mai bună în timpul directoratului lui Dinu Săraru. Într-adevăr, spectacolele erau de o notorietate și de un succes la publicul greu se poate descrie. Nu cred că se va mai repeta vreodată. Mi-aș dori. Erau spectacolele mai bune sau publicul mai educat? Nu. Publicul nu, acum ca să fiu cinstit, publicul nu beneficia în anii 80 de alte locuri de distracție sau de culturalizare. Televiziunea era cu de 2 ore, tot era o jale, dar și spectacol. Ne puneam o problemă care erau pe mucă de cuțit în ceea ce privește atitudinea față de sistem. Spectacolele erau foarte mari, aveau niște regizori de primă mână, Cătălina, Buzăianu, Silviu Purcărete, Hagi Culea, de spectacole foarte, cu regizori foarte puternici, în plină perioadă de creație. Titlurile erau fabuloase, începând de la Maestru și Margareta, Diavolul și Bunul Dumnezeu, Richard al III-lea, adică cam astea erau spectacolele la care lumea, cum să spun, achiesa absolut formidabil. Și într-adevăr, când se puneau în vânzare biletele pentru săptămâna următoare, sâmbătă, erau coadă nesfârșite, mai rău ca la carne, că pe vremea era și coadă la carne și la pâine. Și îți dădea o stare așa de, de te mânghea bine la orgoliu și la satisfacție că iată că lumea vine într-adevăr și se bătea pentru spectacolele noastre. Evident, nu pot să neg că și conjunctura era favorabilă nouă, dar și noi ofeream niște lucruri de o valoare deosebită. Așadar, o perioadă foarte frumoasă. Extraordinar. Cum spuneți noastră, o seară înainte de a se pune în scenă piesa respectivă, oamenii se așezau la coadă. Da, se așezau la coadă, ca să apuce un bilet pe săptămâna următoare, că programul se făcea pe o săptămână și era absolut, absolut fabulos. Adică noi când veneam la repetiție și vedeam coada imensă, zic, aoleu, ce facem, cum intrăm printre ei? Dar intram și, evident, ne aplaudau. Bravo, uite, venim și stăm aici și în doar frig, ploaie, nu conta, căldură, nu conta, stăteau, cozile erau de zeci de metri. Am putea face o antiteză între perioada de atunci, teatrul de atunci, ce se juca atunci și ceea ce se joacă acum, și teatrul, situația teatrului de acum? Și da și nu, mi-e greu să... Am avut o perioadă în care eram foarte aspru vis-a-vis de ce se întâmplă acum și ce am apucat noi. E adevărat însă că lumea merge înainte, societatea se schimbă, nevoile sunt altele, greu de comparat epoci diferite, greu de comparat și începe să, așa cum fac bătrânea, păi pe vremea noastră era o chestie extraordinară, acum niște, nu, și încearcă, e adevărat, paleta e mai pestriță în perioada asta. Sunt foarte mulți absolvenți tineri, extrem de mulți, aproape mai mulți decât poate, cum să spun, să absorbă societatea pentru nevoia de spectacol, dar ei se străduiesc și atunci de-aia și paleta este pestriță, se zbat pentru a obține un spațiu să-și arate talentul în 40-50 de locuri în diferite, dar important e că o fac, că o fac. Iar tatele profesioniste se descurcă și ele cum pot, acum de bine de rău au început lucrurile din punct de vedere financiar să se mai așeze vis-a-vis și de salarii și de posibilități de a monta spectacole, că au fost ani grei și dificili, da, cu posturi blocate, cu salariile vai de mama lor, tehnicienii care trebuie să-i schimb din... preferau să se ducă oriunde pentru a lua un ban, nu? Uitați-vă că și în celelalte meserii toată lumea în Occident e acasă să facă ceva din cauza salariilor și a sărăciei. E, cam aceeași problemă am avut-o și noi cu partea tehnică a teatrului, începând cu mașiniști, electricieni, sonorizatori. Nu prea
dragoste, dragoste de data, dar până la stomac. Am înțeles. V-ați declarat așa un pic pretențios încă de când mi-ați răspuns la această întrebare. Spuneți că sunteți pretențios, dar totuși am văzut că ați susținut tinerii actori pentru Gala Uniter. Da. Chiar și așa atât de pretențios cum spuneți dumneavoastră că sunteți. Nu, am zis că am fost pretențios, dar mi-a mai trecut. Nu, am iubit foarte mult generația tânără și la foarte mic, la sala a doua de la teatru, am avut o perioadă de vreo 10 anișori în care m-am preocupat și am debutat enorm de mulți tineri regizori, tineri dramaturgi și tineri actori. Acum rămâne de văzut dacă îi mai țin minte lucrul ăsta, dar chiar, cum să spun, a fost o perioadă extrem de efervescentă. Nu vreau să dau nume, că nu mă interesează, sunt deja regizori importanți în țară, dramaturgi importanți, actori tineri deja care și-au format și au un nume. Adică cei 10 ani de foarte mic cu acest program pe care l-am inițiat la Teatru Mic a fost extraordinar și mi-a dat o satisfacție care, în fine, e mai bine să fiu cu modestia lângă mine și să nu mai vorbesc. Înțeles. Haideți să caracterizăm puțin și spectatorii, pentru că e important ca la final cortina să cadă peste ropote de aplauze. Păi ce să caracterizez? Cum sunt spectatorii de azi? Da. Cum erau nu încerc să fac o caracterizare a spectatorilor, pentru că evident se schimbă în funcție de generație, în funcție, v-am spus, de societatea care se transformă. Dar e un principiu. Cei mai importanti spectatori în teatru sunt tinerii. Punct. Acum, tinerii pot să fie până la 23, pot să fie până la 29-30. Viața vine peste ei, se însoară, fac copii, nu mai vine chiar așa ușor să vină la teatru, că trebuie să ai grijă de familie, că nu știu ce. Și al doilea rând de spectatori este cei după ce se pregătesc de pensie, copiii s-au însurat, au crescut și acum avem timp să ne mai ocupăm și de noi. Asta este grosul spectatorilor de teatru. Tinerii și cei mai în vârstă. Acum, dacă spectacolele însă se duce buhul, nu neapărat prin sistemul de PR sau de reclamă, el atrage și segmentul de vârstă între tineri și bătrâni. Da. Dar restul sunt, e clar că sunt unii, cum să sunt bolnavi de teatru, care nu lipsesc la o premieră, nu lipsesc, adică oameni care, într-adevăr, fenomenul teatral pentru ei înseamnă o mare bucurie, o mare bucurie. Da. Să revenim la teatru, așa cum ați spus și dumneavoastră, am vorbit despre spectatori. Ce ingrediente sunt folosite atunci când se construiește un rol? Preponderent rațiune, preponderent simțire? Trebuie de toate. Trebuie și rațiune. Trebuie și simțire. Trebuie și intuiție. Trebuie și flair. Trebuie și bucurie. Trebuie și devotament. Adică multe trebuie ca să faci creuzet. În acest creuzet să creezi un spectacol de teatru. Sunt multe mărunțișuri care se bagă și se introduc în acest creuzet pentru a reuși să creezi o poveste, să creezi o iluzie pentru cele 2 ore că durează un spectacol, o oră jumate, 3 ore, depinde de ce îți oferă dramaturgul sau ceea ce faci tu din dramaturgul pe care, din textul dramaturgului pe care l-ai la dispoziție, pentru că acum știți foarte bine, spectacolele moderne mai ciupesc din textul inițial al dramaturgului și încearcă să-l aducă să fie valabil la problematica zilei de astăzi. Și atunci mai tăiem un text, mai îl punem în partea alaltă, mai sucim ca să dovedim că textul evident este peren și rezistă dincolo de ani, dar el trebuie să atragă spectatorul nu numai prin problematică, ci și prin frumusețe, sau invers, nu numai prin frumusețe, ci și prin problematică care rămâne eternă, indiferent de anul în care a fost scris textul. Știți ce vreau să vă întreb? Te naști actor sau te educi în timp să fii actor? Și.
Și sunt unii care se nasc actori, adică n-ai ce să le fărăteriți la ei, sunt unii de alții, apucă, cum să spun, cu un talent pe care îl dă Dumnezeu și apoi încep să-l cizeleze. Și munca, cizelatul, experiența umană încep să facă din ei actor foarte important și bun, dar sunt unii care le dă Dumnezeu de la început și n-au nevoie de nimic. Dar studiul e foarte important și aplicația pe care trebuie să o ai într-o distribuție, într-un colectiv de teatru. Până acum, aici se diferența, aș putea spune, între cele două sisteme, înainte de 89 și 90. Fiecare teatru până în 89 avea un grup și un colectiv de actori numeros sau nenumeros și care împreună încercau să creeze un limbaj comun, indiferent de titlul spectacolului, indiferent de regizorul inventat să modeleze un spectacol. Și atunci, acest limbaj comun crea un stil al teatrului. Chiar în perioada aia de mare succes al teatrului mic, chiar aveam un stil al nostru de a juca. Acum e mai greu de a crea un stil. Acum, cum se demă, am spus, peisajul este foarte pestris, fiindcă oamenii încearcă să demonstreze, dar într-un fel joacă aici la Godot, mâine la nu știu unde, la... N-are cum să se creeze unitatea de stil. Dar poveștile merg, talentele întotdeauna vor fi apreciate. Nu, e greu de a crea. E adevărat că în aceeași perioadă și anumiți regizori erau foarte cantonați pe teatrele lor și atunci ei puteau să-i impună. Gândiți-vă la Bulandra. Era clar că Ciulei e tata lor și era creat școala Bulandrei, dincolo de tradiția pe care o aveau de la doamna Bulandra. Ciulei a fost cel care a creat acest... La noi Cătălina și Purcăret au creat lucrul ăsta extraordinar la mic. Adică stilul de... Dar acum acele mari personalități care să creeze un stil al teatrului e mai greu de realizat. Care este regizorul care v-a marcat cariera? Păi, regizorul... Sau care v-a impresionat cel mai tare? Cel mai tare și cel mai tare, evident, a fost lucrul cu Silviu Purcăret în cei 12 ani cât a fost la Teatru Mic și pe urmă am avut șansa să lucrez și el în marea producție pe care a făcut-o în anii 90 și ceva cu Danaidele și care a fost un succes internațional greu de egalat și nici... Aproape că de multe ori zic, băi, parcă nici n-am fost acolo, nu vreau să mai vorbesc de atât. Atât de miraculos a fost întâmplarea asta pe trei întinse, pe trei veri, cu turnee strălucite în acele mai mari festivaluri din lume și nu așa cu un spectacol două. Și nu așa cu un spectacol două, ci o serie de 12-14 spectacole, ceea ce înseamnă foarte mult. Înseamnă o apreciere a staff-ului festivalilor care au invitat acest spectacol și o apreciere, în primul rând, al marelui regizor care este și astăzi, în continuare, cel mai mare, Silviu Purcăret. Așadar, duminică, începând cu ora 19, se joacă în premieră Romanțioșii, să le readucem telespectatorilor aminte, să meargă la Teatrul Davila. Cam cât ține piesa? Vreau să vă spun că nu știu, pentru că dorința de perfecțiune este atât de mare că nu există, tot încercăm, hai mă să vedem cât ține. Nu, stai mai facem asta odată, stai mai facem. Întrerupele astea, normal că nu le poți contabiliza să-ți dai seama cât ține spectacolul. Oricum, spectacolul este foarte vioi, este plastic, v-am spus, are un decor absolut încântător. Fetele astea două m-au dat peste cap. Cei doi tineri care sunt protagoniștii spectacolului sunt încântători pentru devoțiunea la poveste. Are mult umor și e spumos, este frumos, este așa ca un șuvoi de șampane care după ce s-a ridicat, s-a scos dopul, țâșnește cu plăcere și umple cena de bucurie și de joacă.
ce să spun eu, mult succes, nu că v-ar trebui pentru că l-aveți deja la purtător. Nu se știe, nu, dar mulțumesc foarte mult pentru urări. Vreau să vă mulțumim, suntem onorate și onorați că v-am avut. Și vreau să mulțumesc, cum să spun, și managerului Teatrului Român, că de obicei așa se face mai și mulțumim de... Nu, dar chiar managerul teatrului a avut o putere în teatrul său de a încerca de a schimba, de a aduce ceva nou, să accepte viziunea lui Vlad Cristache, care v-am spus că este unul din cei mai buni regizori ai generației lui, și să accepte această viziune a lui cu invitați copii tineri foarte buni și cu doi bătrânei care și ei susțin povestea. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această dimineață, deși destul de matinală. Groaznic de matinală. Groaznic de matinală. Așadar, dragi telespectatori, mergeți la teatru duminică, începând cu ora 19, pentru că este premiera Romanțioșii. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de un weekend cât mai plăcut. Repede, repede, Alisa, ai tu cuvântul. Le mulțumim Tajul Secret Garden, Floria Altceva și Butic Ioana Luță Studio și prăjiturile Mihaelei. Și nu uitați de concursul nostru încă activ pe Facebook. Intrați și puteți câștiga un platou de prăjituri. Domnilor și domnilor, vă spunem la revedere, să aveți parte de un weekend cât mai frumos. Toate cele bune! În perioada 11-14 octombrie, la Jupiter City va avea loc cea de-a doua ediție a spectacolului interactiv de astronomie Școala Planetelor. De această dată, cei mici sunt invitați să descopere culorile cosmice. Accesul la eveniment este gratuit. Locurile sunt limitate. Pentru programări, sunați la numărul 0760-896868. Detalii pe jupitercity.ro și Facebook Jupiter City Pitești. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le ofertă Ariel 10 kg diverse sortimente la doar 69,50 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată, oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fii steț! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le ofertă Ariel 10 kg diverse sortimente la doar 69,50 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.